Doamnelor și domnilor colegi, dați-mi voie să dau citire și o declarație publică pregătită pentru astăzi, intitulată De ce este România altfel? Stimați colegi, în pragul acestui început de an 2014, asistăm cu tristețe și dezarmare la o imagine aproape apocaliptică, la o serie de evenimente care de puține ori m-au determinat să mă întreb de ce oare Uniunea Social-Liberală își dorește cu ardoare ca România să fie mereu altfel. Stimabilul istoric Lucian Boia descria în opera sa De ce este România altfel, o imagine a României de astăzi altfel ca fiind o țară care se încăpățânează să fie altfel. Paragraf deschitit pe care îl putem aplica cu ușurință situația actuală a României aflată sub guvernarea toxică a USL. Țările și națiunile sunt diferite, asemănătoare și diferite. România intră și ea, firește, în acest joc al asemănărilor și al deosebirilor. Nu cumva este totuși și mai diferită? Cu alte cuvinte, nu se situează oare ea mai excentric sub tot felul de aspecte în raport cu ceea ce ar fi o medie sau o relativă normalitate europeană? Modul extravagant în care s-a derulat psihodrama politică din vara 2012 a lăsat impresia că țara este defectă. Asistăm cu neputință la un proces vehement de intoxicare ireversibilă a sistemului de valori democratice în care se calcă ușor cu bocancii peste și se încalcă drepturile cetățeanului la libertatea exprimării, dreptul la viață, dreptul cetățeanului de a se bucura și de a fi protejat de o Constituție cinstită, serioasă, reală, dreptul cetățeanului la siguranță publică ce trebuie asigurat prin dispozițiile unui cod penal și unui cod de procedură penală cinstite, puternice, responsabile, izvorâtă dintr-o moralitate etică și conștiință juridică de plină. Din nefericire, cu toți am luat parte la drama persoanelor implicate în accidentul aviatic din Apuseni și a familiilor lor. Pe această cale, țin și eu să exprim public sentimentele mele de regret profund față de victime și sincerele mele condoleanțe familiilor celor decedați. Dincolo de drama personală colosală și durerea uriașă marcată de neputința acestor bieți oameni, dincolo de multitudinea de zvonuri și situații ipotetice lansate de opinia publică, accidentul aviatic din Munții Apuseni marchează încă o dată o bilă neagră, enormă, adusă de USL dincolo de fileul respectului de sine și de oameni. Accidentul aviatic din Munții Apuseni este o dovadă reală și cruntă a incapacității de coordonare a instituțiilor statului român, a lipsei nu numai de direcție și decizie politică, de neimplicare în aducerea corespunzătoare a datoriilor de serviciu, dar și a lipsei crunte de umanitate și empatie a celor însărcinați să coordoneze misiuni de salvare. Cu siguranță, ancheta în curs de derulare va stabili cauza acestui cumplit accident, persoana sau persoanele care se fac vinovate de producerea lui, starea tehnică a avionului în momentul zborului, însă identificarea acestor aspecte de o importanță majoră nu va șterge cu buretele niciodată drama produsă de nepăsarea și lipsa de coordonare, direcție și decizie a autorităților. Românii sunt obișnuiți cu nepăsarea guvernanților. Guvernanților nu le pasă de economia șubredă a țării, de fluxul armant al cursului valutar, de lipsa dezarmantă a locurilor de muncă, de precaritatea sistemului sanitar, de goliciunea și lipsa de coerență a sistemului educațional. Însă atunci când în joc sunt viețile a 7 oameni aflați în stare critică și instituțiile statului se confruntă cu lipsa de coordonare și de luare de decizie, nu mai putem vorbi despre nepăsare. Lucrurile devin dramatice prin însăși înșiruirea de evenimente tragice. Prăbușirea avionului, identificarea patului de zbor de către autorități după dramaticul interval de 6 ore, lipsa de coordonare în operațiunea de salvare a pasagerilor. Într-o astfel de situație dramatică, guvernanții aleg să facă teleguvernare, aleg să participe la emisiuni în cadrul cărora țin să sublinieze mărețile lor realizări electorale, aleg să fie pe rând experți în economie și în aviatică și chiar interpretarea prognozelor meteorologice. Când oare vor înțelege însă că ei trebuie să fie experți desăvârșiți în salvarea de vieți omenești? Cine poate potoli durerea acestor bieți oameni, lungile ore de agonie, suferință și neputință? Pot acești guvernanți să înțeleagă suferința? Pot ei rezona la o tragedie? Pot ei empatiza cu durerea oamenilor? Nici de cum. Guvernanții noștri sunt preocupați să elibereze infractori periculoși, să încurajeze furtul și infracțiunile contra patrimoniului, să îngroape dosare grase de corupție în care statul a fost prejudiciat cu sute de milioane de euro. Guvernanții noștri sunt preocupați să adopte o Constituție murdară, plină de neajunsuri, care va genera cu certitudine noi abuzuri și grave limitări de drepturi. Guvernanții noștri sunt preocupați de aranjamente personale și de
afacerile fățișe și usturătoare din afacerea de zăpezirea. Nu răspunde nimeni de degringolada misiunii de căutare a vânului prăbușit și a posibilor supraviețuitori. Nu și asumă nimeni haosul celor orelor interminabile de căutare, ezitarea echipelor de căutare care primeau, dar nu primeau ordine, de risipa de timp și energie a echipelor de căutare întoarse din drum și trimise pe alte trasee eronate. Însuși premierul Ponta nu și-asumă responsabilitatea acțiunii sale de a fi prezent la o emisiune în direct în cadrul unei televiziuni și de a fi făcut un anunț solemn potrivit cu care victimele ar fi fost găsite și că sunt într-o stare bună, în timp ce realitatea era de fapt alta. Victimele nu fuseseră încă găsite. Ce făcea domnul prim-ministru al României singur în măsură să coordoneze activitatea ministerilor implicate în operațiunea de salvare și să dea ordine miniștilor chiar în seara zilei în care a avut loc regretabil al accident? Domnul prim-ministru al României, Victor Ponta, se afla în lumina caldă a reflectoarelor unei televiziuni, se hlizea, făcea glumițe și mai mult, culmea aroganței și nepăsării, anunța că victimele mi-au fost găsite, habar neavând că măcar că două dintre acestea erau deja moarte și că autoritățile nu le găsiseră, ci niște demni, modești și umani pădurari. Stimați colegi deputați, oare dacă tragedia nu aduce capital politic, nu merită ostenirea de a acționa, de a salva vieți omenești? Lipsa de asumare a responsabilității politice pentru pierderea de vieți omenești este o tragedie care se poate repeta oricând pentru care dintre noi. Nu avem de unde să știm dacă drama noastră dă sau nu bine pentru guvernanți la televiziuni și atunci ne vor sări în ajutor. La fel cum nu avem cum să știm dacă într-un meci de basket și un dineu reușit se vor gândi și la noi cetățeni. Nu avem de unde să știm dacă guvernul USL va înțelege vreodată că a guverna presupune la decizii ferme, rapide, uneori chiar dure și de a asuma răspunderea cu demnitate, cu atât mai mult în situații de urgență sau de criză. Dar știm un singur lucru, că românii sunt nevoiți să descurce siguri, pentru că guvernul Ponta nu iubește românii, guvernul Ponta nu iubește oamenii. Vă mulțumesc!